Aici sunt niște lucruri pe care oamenii care trăiesc acolo în câmp, la adunat de recoltă, le știu foarte bine. Le știu pentru că s-au întâlnit cu ele în fiecare an când a fost la strâns de peperi sau așa mai departe. Și de asta cumva, iată, lumea înțelege fenomenul, are păreri, mai ales că sunt mulți care, repet, au o viață întreagă trăită pe tractor și în câmp, și care știu dacă se poate întâmpla sau nu un astfel de accident. Acum, mie, dacă mi-ai povesti că un băiat a murit încercând să care două remorci pline cu peperi, care au greutatea de 7 tone, ca să le ducă cu proțapul să le pună în cuiul ălălalt, mi s-ar părea ieși din comun și imposibil. Adică toată lumea își dă seama că nu se poate așa ceva. Mai ales nu poți să urmești așa ceva. Mai ales că acel băiat nu a fost prima oară la încărcat de pepeni, nu a fost prima oară ca să lucreze acolo, pe acea plantație. Desigur, nici noi, echipa Acces Direct, și nici telespectatorii nu acuzăm nici pe parte, nici pe alta. Pur și simplu ne formăm păreri pe baza declarațiilor pe care le-am primit, chiar și de la domnul Gigi, chiar și de la familia dânsului, căruia îi mulțumim că au fost deschiși cu noi. Sunt foarte mulți telespectatori care vor să intre în această seară în legătură directă cu noi, dar înainte haideți să ascultăm materialul următor cu una dintre mărturiile lui Gigi, chiar de la locul accidentului, care pare să conțină un indiciu ce ar putea fi esențial în rezolvarea acestui caz. Detaliul bombă în ancheta morții misterioase a lui Ionuț. Locul unde a fost parcat tractorul ar putea fi indiciul care ne duce și mai aproape de aflarea adevărului. De aici. Până aici a fost ultima remorcă încărcată, lăsată de mine. Lăsată aici a fost ultima remorcă încărcată, prima devenea după tractor. Tractorul a fost pe undeva, pe aici, tractorul. Acolo a fost cea de-a treia remorcă goală când am venit eu, i-am legat-o, i-am încărcat-o, am tras-o, am venit pe un drum. Nu știu care din aștia, că sunt 12 drumuri câte am aici. Am venit pe lângă ele, am tras-o așa, am lăsat remorca aici cu am dezgățat-o cu Radu, ultima încărcată, prima din remorca de tractor. Am dezgățat-o, ca să leg tractorul cu fața, știi, ca să împing remorca, strigând a bătrână la mine, eu am lăsat tractorul acolo. Am plecat la ea. Atunci s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și practic acolo era tractorul mare. Tractorul mare era aici. Tractorul a fost aici. A fost tractorul. Tractorul a fost în dreptul la cea de-a treia remorcă. Da. Cea care a făcut. Și practic aici, la mănușa acea albă, s-a făcut primul impact, nu? Aici a căzut el. Acum se vede foarte bine terenul și cred că vedeți și dumneavoastră cei de acasă că el nu e înclinat. Are așa o ușoară cădere, spuneau colegii noștri, undeva un 5%, da, dar nu e un din ăla de să lași o mașină scoasă din viteză și să o ia la vale, așa singură, să se oprească în râpă. Deci nu e genul ăla de teren. E un teren care e aproape de plat. De asta cele două remorci nici nu erau asigurate. De asta nici nu le-au asigurat, adică știau și ei că n-au cum să plece vreodată aceste remorci. Iată însă ce ne arată domnul Gigi. Ne arată locul în care era tractorul, ne arată unde ar fi căzut Ionuț, unde ar fi fost primul impact. Și vreau să o întreb pe doamna Brux. Doamna Brux, văzând și filmarea care s-a făcut cumva din acel tractor, văzând cum ne-a arătat în spațiu domnul Gigi că se afla remorca față de tractor, vi se pare că seamănă? Adică sunt aceleași poziții? Sigur, nu am măsurătoarea, nu pot să-mi dau foarte bine seama, dar dacă îmi permite să vă spun teoria mea și rog pe Mihai să ne arate pe tractoare, pe masa aceea cu tractorașe care l-are. Deci, avem acea distanță, da? Uitați-vă, avem tractorul numărul 1, de cel din față, da? Lângă remorca numărul 1, ceva în genul acela. A fost o distanță între ele.
un tractor din spate ca să împingă cele două remorci, da? Trebuia să vină un tractor din spate și aici e tractorul numărul 2 care v-am spus ieri era puțin într-un unghi. Poate i-a spus lui Ionuț, ridică proțacul, știți că pentru că era ca un fel de frână și având poate contactul prea mare, viteza prea mare, momentul în care Ionuț ținea proțapul și îl ținea undeva aici, că trebuie să fii pe lateral, n-ai cum să fii în spate, da? Atunci impactul a fost de a avea lovitura aceea în spate, puțin și rotundă, pentru că și proțapul are o formă rotundă la capăt. Deci aici putea să fie absolut totul și acele și tractorul după aceea s-a dus în unghi, așa cum apare tractorul 2 în imagine, și remorcile s-au împins, iar cel care a fost în tractorul numărul 1 a filmat. Nu văd altfel cum el a putut să fie lovit, pentru că impactul unde a fost unde tractorul, deci impactul unde a fost lovit Ionuț, unde a căzut jos pentru că nu avea cum să se miște, acolo a fost marginea numărul 2 a remorcii numărul 2. Marginea remorcii numărul 2. Doamna, e foarte importantă poziția acestui tractor. Domnul Gigi ne spunea că se pot lega remorcile împinse de tractor cu ușurință dacă tractorul este cu fața, exact cum a fost mai devreme în imagine, și mult mai greu se pot lega cu tractorul cu spatele. Și evident de ce. Adică nu, aveam mai devreme poziția tractorului care împingea cu fața remorcile. Credeți că asta era poziția tractorului sau împingea cu spatele? Nu pricep la tractoare, îmi pare foarte rău, nici nu știu exact cum arată tractoarele față-spate, mai ales cel din cel al doilea, dar a fost o împingere și pentru de că, ce bănuiesc pentru este că tractorul 2? Și o să ne spună cei care intră în direct în fiecare zi aici, o să ne spună faptul că tractorul este, adică vizibilitatea este mult mai mare când tu ești la volan și vezi remorcile și alta este când ești cu spatele la remorci. Da. Și atunci, cu spatele la remorci, cred că poți să produci acest accident. De ce spun că totuși a fost tractorul din spate? Pentru că lovitura este din spate la el și a fost pe spate dreapta. Deci el a trebuit să țină proțapul cu dreapta și aici a fost lovitura. Deci el fiind pe partea stângă. La asta mă gândesc. Bun, dar haideți să vedem, doamna Prux, pentru că noi am observat și un alt detaliu din această declarație. Practic, domnul Gigi ne spune că la mănușa albă, pe care am reprezentat-o eu aici printr-un șervețel, da, era remorca numărul 3, parcată, da, chiar de către domnul Gigi, după ce a adus-o cu tractorașul din sat. Tractorul mare, în schimb, domnul Gigi ne spune în declarația pe care am urmărit-o împreună că era chiar în dreptul mănușii, implicit în dreptul celei de-a treia remorci, în momentul impactului. Dar, și o să rog pe colegul meu să ridicăm un pic camera și să ne uităm un pic în spatele meu. Unde vedem noi tractorul? Nu-l vedem un pic mai aproape de râpă? Nu-l vedem un pic mai aproape de drum? Nu-l vedem un pic mai departe față de locul pe care ni-l indică domnul Gigi în declarația respectivă? Că tractorul ar fi fost, de fapt, undeva mai pe aici? Nici de cum! Cum ne spune domnul Gigi că ar fi fost aici parcat și oprit acolo. Păi oprit da. În sensul staționat, pentru că auzim din primul videoclip, da, motorul tractorului. Te rog, Jesse, vrei să spui ceva. Da, domnul Gigi, acum Mihai poate să ne zică că el n-a fost acolo, nu știe 100%, e o diferență mică de unde zici tu și unde a spus el. E diferență el, de câțiva metri. De dar câțiva totuși, metri. Da, poate că e cum zici tu. Important este că domnul Gigi ne spune că tractorul a fost parcat chiar în dreptul locului unde s-ar fi întâmplat primul impact, unde Ionuț ar fi fost strivit între cele două remorci. Sunt informații cu un puternic impact emoțional. Deci, practic, fiul a văzut sau nu a văzut? Practic, dacă ne spune domnul Gigi că aici era tractorul în dreptul locului unde a fost primul impact, ne gândim și întrebăm și pe cei de acasă. Fiul lui Gigi a văzut sau nu a văzut impactul? Tractorul a fost mutat? Din poziția aia, pare că a văzut. Da. Pare că a văzut. Din poziția pe care ne-o arăți tu, Mihai, chiar acum, nu avea cum. Pare că nu a văzut, pentru că ai spus chiar tu, da. Azi, pentru că nu ar fi avut cum să surprindă și momentul ăsta
Dar întâi să se întoarcă și să vadă momentul ăla sus din deal, da? Pe de altă parte, dacă teoria domnului Brooks ar fi valabilă 100%, am avea un accident la locul de muncă. Un accident ar fi putut fi justificat exact așa. O neatenție, o alunecare, putea să includă terenul, să spună, a alunecat, a derapat, chiar dacă nu avea cauze. Dar nu ar fi fost necesară modificarea întregii scheme. Da, da, una este ca accidentul să fie produs prin împingerea remorcilor de către tractor și o neglijență acolo, practic. Da. Și alta este că victima a vrut el să lege singur remorcile și s-a întâmplat nenorocirea. Da, pe de altă parte, toată schema a fost modificată ca să pară un accident în care victima este vinovată, pe când dacă era așa, cum a menționat doamna Brooks, și erau împinse de tractor, ar fi fost un accident din culpa sau neglijența celui care a condus tractorul. Dar nu era atât de semnificativă încât să se schimbe complet dinamica scenei, să le mute pe toate absolut. De asemenea, observăm la domnul Gigi că avem o diferență între declarații față de prima declarație și cea de-a doua declarație. La prima, el a menționat cu ghilimele, las că știu ce să le spun, foarte convins și foarte sigur pe el. Acum observăm foarte multă confuzie. Poate era pe acolo, dar poate era pe dincolo, dar poate era aici, dar poate era mai încolo. Avem foarte multe date extrem de variabile. Avem la telefon, iartă-mă, te rog, Elena, îl avem pe Nicu, cel care vine, înțeleg, cu o nouă perspectivă. Nu am mai întâlnit-o până acum, dar hai să vedem ce ne propune dumnealui. Bună seara! Bună seara, doamna Mirela! Domnul Nicu, bună seara! Ați lucrat, ați avut atât tangențe cu astfel de mașini agricole, tractoare, remorci, recolte sigur pe câmp? Că, sigur că, da, mai bine de 12 ani am lucrat cu tractorul, inclusiv cu remorci. Dar trebuie să stabilim o chestie, doamna Mirela. Vă rog. Motivul de ce remorcile se aflau decuplate de la tractor. Cum ar cele fi trebuit să fie? Deal. Cum ar fi trebuit să fie, domnule Nic? Toate trei, dacă le vezi pe filmuleț, da? Remorcile nu puteau să ajungă în câmp numai cu ajutorul tractorului. Da. Dar au fost decuplate pentru că a venit un tractoraș cu o singură remorcă, le-a decuplat pe celelalte două care erau deja încărcate și ca să o aducă pe a treia să facă o rocadă, să o pună, să o lege de alte trei și după aia să aducă tractorul mare, da, să-l pună la alte trei. E o chestie așa că și noi ne-am deci, mirat. În imagini, în imagini prezentate de dumneavoastră, da, se vede Ionuț în spatele remorcii și vis-a-vis la 4-5 metri se vede încă un agregat agricol, da, de culoare albastră. E foarte important dacă în ziua respectivă, când a avut loc accidentul, agregatul a fost cuplat la tractor. Trebuia păi să fie cuplat la tractor. Mai mult ca sigur, că nu cred că îl lăsa în câmp acolo. Ziceți de ce? Ziceți de această pompă? O pompă, da? Aia de erbicid sau ce? Da. A, de irigat? Da. 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 Deci acolo, în momentul cuplării, când dă tractorul cu spatele înapoi, rămâne o distanță foarte mică între tractor și pompa respectivă. Și se putea, deci, din neglijență, numai puțin dacă scăpa ambreiajul, persoana care se afla la volan, putea să-l surprindă, nu trebuie neapărat să-l strivească, dar e foarte aproape de roata din spatea tractorului. Dumneavoastră vreți să spuneți că accidentul nu s-a produs în jurul remorcilor, ci s-ar fi produs între tractor și acel agregat, da? Acea e pompă. Posibil. Eu nu știu 100%, e o variantă pe care trebuie luată în considerare. Da, avem acea pompă de erbicid acolo, exact în locul unde ne arată Mihai. Bun. Și nu înțelegem de ce a fost poziționată chiar acolo. Nu avem date de la domnul Gigi legat de acea pompă, Mihai, nu? Da, păi da, părerea mea, se putea întâmpla cu participarea lui Ionuț să ajute la cuplarea pompei, moment în care îl surprinde, îl strânge, după care tractorul vine tras în față. Ionuț lăsat acolo și se pară tot un accident cu remorcile. Și practic ziceți că și domnul Gigi de asta ne tot trimite la remorcile astea încărcate cu pepeni, ca să nu ne gândim deci noi că ar fi avut loc în partea aceea și exact despre ce spuneați dumneavoastră. Ne mută atenția.
Asta în imagini să mai văd și alte persoane. De ce nu se iau declarații? Asta am întrebat și noi, dar ni s-a spus că ele nu erau la momentul impactului acolo, era practic singur Ionuț și, nu știu, minorul era la volanul tractorului, dar nu a fost doar filmat. Iar din toți cei 6 oameni prezenți la muncă în acea zi, pe, nu era nimeni în momentul ăla, nu știu unde erau, adică nu știu ce alte atracții aveau împrejur, unde puteau să fie în jur, în câmp, acolo la ora aia dimineață. Cert este că, așa ni s-a spus, ei nu erau acolo. Deci n-a văzut practic nimeni momentul încă, impactului, ei au venit după aceea. Încă un aspect, tractorul mare, e foarte important dacă are pe față sistem cu braț, de cuplare. Eu am văzut acolo ceva, nu știu dacă este respectivul sistem sau nu, avem ceva imagini cu tractorul, o să-i rog pe colegii pompa de erbicid se cuplează în spate, domnule Nico? Pompa de erbicid se cuplează în spate, dar mai sunt niște brațe care se pot fi cuplate la tractor pe față, că domnul Gigi spune la un moment dat că remorca au fost agățată la fața tractorului. Iarăși e important că există două tipuri de remorci. Remorca agricolă și remorca auto. Și avem aceste două le tipuri avem pe ambele. Teren. Sunt ambele acolo. Pe ambele. E important prima remorcă ce tip de proțap avea, auto sau agricolă. Prima remorcă vă referiți la cea care a căzut în râpă? Exact. Era remorcă agricolă. No. La remorca agricolă proțapul e foarte greu. În schimb, la remorca auto... Păi haide să le și nominalizăm. Remorca auto, da, ultima, care venea din acest șir. Proțapul la remorca auto e mai ușor de ridicat, domnul Nicu, două secunde, dacă mișcă stânga-dreapta foarte ușor. Două secunde, domnul Nicu. Deci, ultima, vedem aici în imagine, aici este o remorcă agricolă, iar următoarele următoarele două sunt remorci agricole. Nu, așa. Vorbim prima remorcă care ajunge în râpă. Da. Este agricolă. Da. Acolo, deci dacă s-a întâmplat la remorcă, acolo e problema. Acolo a avut loc o lovitură. În momentul în care o ridica proțapul Ionut, dacă o ratat cu tractorul, indiferent că o veni cu spatele sau cu fața tractoristul la remorcă, în momentul când o ratat, putea din lovitură să coricoșeze. Deci stânga-dreapta proțapul și atunci o fost lovit în abdomen. De către lovitura e foarte puternică. Da, au venit 10 tone. Da, și să ne amintim totuși ce zice domnul Gigi, că mai rar să nimerești așa din prima cu tractorul, da, și cu remorca, să nimerești din prima, să cuplezi remorcile între ele. De asta se și cuplează cu tractorul împingând cu fața. Nu, cu spatele. Nu, cu fața e mult mai ușor. Da, cu fața este mult mai ușor, dar domnul Gigi spune că mai rar și mai greu este să împingi remorca cu spatele. De asta întrebarea mea este încă o dată. Dacă aveai două remorci erau deja pline cu pepeni și aveai tractorul care era deja cuplat la ele, din ce am înțeles, da? De ce n-ai plecat cu tractorul ăla cu alea două remorci pline și aduceai, înțeleg că am mai adus un tractoraș sau nu am înțeles, care a venit cu a treia remorcă, dacă a avut mai multă recoltă decât a prevăzut. Și umpli și cealaltă remorcă și pleci cu tractorașul cu remorcuța lui. De ce ai făcut toate permutările astea? Ia tractorul de la alea, pune alea două, dă și remorcuța de la altul al treilea, pune-le pe toate trei, după care cuplează. Adică mi se pare o muncă, deși domnul Gigi zice, foarte grea. Poate e greu să poți să cuplezi trei remorci și da, vă rog. Dacă îmi permiteți, indiferent că a venit tractorul cu fața sau cu spatele, cele două remorci din imagine încărcate, alea nu au fost mișcate. E problema între prima remorcă și tractor. Mulțumim, domnule.